ziua, stimați elevi, și bine v-am regăsit la o nouă întâlnire cu educația economico-financiară. În minutele următoare vă propun să descoperim bugetul personal al adolescentului, modul în care el este construit și administrat. Vom începe, așa cum deja bănuiți, cu modalități de obținere a veniturilor de către adolescenți. Imaginile vă propun 5 modalități diferite. 2 activități lucrative, respectiv bursele de studiu și cele sociale și, bineînțeles, banii de buzunar de la părinți. Iată aici și alte câteva posibile activități economice ce pot genera venituri adolescenților. Vă las să le descoperiți, să le identificați și, bineînțeles, să le practicați. Trecem acum la principalele cheltuieli ale adolescenților. Fiți foarte atenți la primul pas. Încercăm să economisim un anumit procent și apoi să efectuăm cheltuieli pentru a satisface nevoi și dorințe. Și iată și alte câteva modalități de reducere a cheltuielilor. Locuri neconvenționale cu cărți gratuite, magazinele cu obiecte cu defecte, respectiv marile deschideri ce oferă produse gratuite pentru adolescenți. Și, în fine, alte 3 exemple de modalități de reducere a cheltuielilor. Porți deschise la muzee, târgul de manuale și culegeri pentru boboci, respectiv transportul public gratuit pentru elevi. Voi cum procedați? Cum vă majorați veniturile și cum vă reduceți cheltuielile? Vă spun la revedere și vă doresc mult succes!